ziua, dragi telespectatori! Iată-ne din nou împreună aici la Suflet Românesc, la emisiunea Vorbește Liber. Azi avem invitată alături de noi pe doamna Ileana Rodica, terapeut alternativ. Bună ziua, doamna Ileana, și bun venit la Suflet Românesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Da, sunt terapeut alternativ, locuiesc aici în Madrid. Știți destul de bine, am cabinetul particular, chiar aici, în Torrejón, pe Calle Soria numărul 4. Și practic, de fapt, absolut tot ceea ce ține de suflet și de terapie alternative. Pentru început, cu una dintre terapiile pe care le practic, vindecarea reconectivă. Ce înseamnă reconectivă? Cum descrii procesul vindecării reconective a unei persoane care vine la tine, la cabinet? Da, vindecarea reconectivă este o terapie foarte complexă. Este echilibrarea pe toate planurile, mental, fizic, spiritual și emoțional, unde fiecare dintre noi avem mare nevoie de echilibru. Este un echilibru total între tot ceea ce facem noi. Se practică cât de aproape cât și de la distanță. Este o terapie care o folosesc mâinile, se folosește cu ajutorul mâinilor, unde nu ating clientul și beneficiază oricine, de la 0 ani până la 100 de ani. Care sunt beneficiile vindecării reconective? Da, sunt foarte multe și foarte complexe. În primul rând, vindecă pe toate planurile minte, corp și spirit, exact așa cum am zis. Activează asupra ADN-ului nostru, instaurează o stare de relaxare, aici elimină stresul, elimină absolut tot ceea ce vine spre noi și revitalizează corpul, mintea și inima. Și te menține la un nivel vibrațional foarte înalt, unde frecvențele reconective sunt numite frecvențe inteligente de lumină și informație. De ce le numești frecvențe inteligente? Da, foarte frumos că mi-ai pus întrebarea asta, foarte multă lume mă întreabă. De ce? Fiindcă se poate lucra cu orice tip de persoană, de aproape și de la distanță, unde este singura terapie care poate beneficia fiecare dintre noi, fără acord. Deci sunt frecvențele inteligente, merg exact acolo unde practicianul de vindecare reconectivă le direcționează clientului care solicită lucrarea. Ileana, am vorbit despre vindecarea reconectivă. Una dintre vindecările sunt și vindecările sufletului, terapia sufletului. Haideți să vorbim un pic, să ne vorbești un pic despre suflet. Ce este sufletul? Cum să ne menținem sufletul sănătos? Sufletul cuprinde foarte multe. Nu, să o luăm de la început. Sufletul este scânteia divină care o avem fiecare dintre noi. Și să clarificăm foarte clar care este rolul sufletului în viața noastră dintre corp, spirit și suflet. Ce este sufletul? Este scânteia divină care o avem fiecare dintre noi, iar corpul fizic, trupul și spiritul, spiritul face puntea de legătură dintre trup și suflet. Și de aici vin toate întrebările, toate care vin spre noi. Tot de suflet legat este tot ceea ce vine. Nemulțumirea, împlinirea, toate care vin spre noi, vin toate din cauza sufletului neîmplinit. Și îți dai seama că dacă nu ai sufletul la tine, cam greu ne refacem și sănătatea și viața de voie bună, clar. Vorbim despre suflet. Dragi telespectatori, avem alături de noi pe Gabriela. Bună ziua, Gabriela, și bun venit! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Este o plăcere să fiu alături de voi, dragele mele, Ileana și Liliana Sandu. Sunt beneficiara terapiilor alternative practicate de Ileana. Una dintre ele este vindecarea reconectivă, unde am avut rezultate foarte bune, foarte bune, și pe această cale țin să îți mulțumesc din suflet și cu o mare recunoștință. Și recomand cu mare încredere pentru cine are probleme, poate să meargă la cabinetul de terapie din Cae Soria. Torejon de Ardoz. Ileana, în caz de ne pierdem sufletul, vorbind practic și teoretic, bineînțeles, cum îl putem recupera? Care sunt modalitățile, care sunt termenii care ne pot ajuta să recuperăm, să ne recuperăm sufletul pierdut? Da, sufletul pierdut îl simțim prin foarte multe dezechilibre care vin în viața noastră. De exemplu, toate sentimentele de pierdere, de neputință, nedreptate, trădare, umilință, respingere, singurătate, abandon, supărările și nemulțumirile adunate, toate vin la pierzarea sufletului. Și atunci fiecărui client care calcă cabinetul sau lucrează cu el la distanță, este o tehnică foarte simplă, care foarte mulți terapeuți o practică și am învățat-o de la mentorii mei, unde, hai să facem un exercițiu, dacă e foarte ușor. Întindem mâinile în față, așa, sub formă de căuș, așa, și cerem divinității să ne aducă sufletul, indiferent de unde ar fi el, să ne-l pună în palmele noastre. Spune cu voce toată: cer Duhului Sfânt și a Sfintei Treimi să-mi aduceți sufletul, indiferent de unde ar fi el. Cer Duhului Sfânt să-mi aducă sufletul, indiferent de unde este el. Și atunci, cu mintea sau cu cealaltă mână dreaptă, în palma stângă, numărăm până la numărul 99 și facem 99 de cruci în palmă, până să atingem palma. Și atunci simțim o greutate și o căldură, unde sufletul ne revine înapoi. După ce am făcut acest exercițiu, implementăm mâinile deasupra inimii și mulțumim divinității că ne integrează sufletul în toate structurile noastre. Ileana, o întrebare am, și atunci când unul dintre clienții tăi, să le spunem așa, te sună și îți spune: mă simt bine, îți mulțumesc pentru terapie, îți mulțumesc pentru, chiar fiind la distanță, pentru ce ai făcut pentru mine, cum te simți? O mulțumire sufletească supremă. Nu am cuvinte să spun. Mulțumesc Tatălui Ceresc, care ne-a creat, cel cu adevărat, care fiindcă ne dă puterea de a transmite aceste frecvențe și aceste energii benefice optime și necesare pentru fiecare client în parte, fiindcă fiecare client are dreptul lui divin și de vindecare și de orice. Una dintre clientele tale mulțumite este și Gabriela, aici alături de noi. Noi, hai să mergem mai departe. Am vorbit despre vindecarea reconstructivă, despre suflet. Spune-ne ceva despre radiestezie. Ce este radiestezia? Radiestezia este o terapie completă unde, pot să zic, cuprinde absolut tot ceea ce are omul nevoie. Se poate măsura cu ansa orice anomalie din corp. Și plus de asta, se poate măsura sufletul cât l-ai pierdut, se poate măsura credința în Dumnezeu, ego-ul, absolut tot ceea ce omul are nevoie, se poate măsura din ansă. Orice îți dorești să faci în viața ta, se poate măsura dacă este benefic, optim pentru tine. Ileana, văd că ai acolo lângă tine acea ansă. Cum procedezi?
Spre exemplu, haide să aflăm sufletul lui Gabriela. Da, pentru asta am nevoie de un minut să intru în stare alfa, fiindcă Ansa nu-ți spune adevărul dacă eu nu am o stare foarte bună și se poate măsura. Cât la sută are integrat Gabriela sufletul în ea? Cum are drag? Un minut, dacă îmi permiți. Da, Gabriela, mai ai un pic de lucrat la suflet, să ți-l integrezi total. Mulțumesc. Pare rău să spun chestia asta, dar după emisie te pot ajuta și poți integra în totalitate până la 100 sufletul care fiecare și peste noapte se pierde suflet și oriunde mergem în vacanță se poate pierde suflet la cei dragi, indiferent unde se pierde suflet și vreau să menționez aici un lucru foarte important. Foarte mulți dintre noi spune mulțumesc din suflet, ceea ce nu este corect, fiindcă în același moment îți dai o părticică din sufletul tău celulelor care este în fața ta. Mai bine spui mulțumesc frumos sau mulțumesc cu recunoștință. Este cel mai corect decât să ne dăm din suflet, fiindcă sufletul, dacă nu-l avem la noi, este foarte, foarte greu, că de aici ne vin toate dezechilibrele, toate bolile, toată depresia, anxietatea, toate nemulțumirile sufletești. Și atunci este nevoie să ne integrăm sufletul total și să nu-l dăm, să fim demn de el, să-l păstrăm lângă noi și să fim sănătoși, voioși și plini de viață. Ileana, vorbind despre suflet, cum simțim că nu mai avem suflet? Sau cum simțim că persoana de lângă noi nu are suflet? Este tristă, este nemulțumită, are, toată lumea este împotriva ei, ego în exces, ego ne duce la pierzarea sufletului. Sunt foarte mulți factori negativi care ne influențează și de multe ori îi practicăm inconștient. Nu este întotdeauna cu voie, dar asta este, fiindcă sufletul nu este decât sufletul. Sufletul este în fiecare particulă, în fiecare celula noastră. Sângele face parte din sufletul nostru. Dacă pierzi un pic din sânge, să știi că ți-ai pierdut din suflet. Și atunci, de echilibrare, este tehnica care v-am spus-o mai devreme și clar rugăciunea pe primul plan și cine este inițiată Reiki, care sunt forțe de energie foarte puternice, se poate recupera foarte ușor, dar este nevoie să avem grijă de sufletul nostru, că de aici ne vin. Există o curățare a sufletului, chiar ne poți spune despre? Da, este curățarea energetică, este rugăciunea, întotdeauna eu, fiecare client al meu, îl îndemn la rugăciune, fiindcă fără rugăciune nu putem trece peste. Iertarea, care vine foarte tare la pachet cu absolut tot ceea ce vine, în primul rând, noi nu știm să ne iertăm pe noi înșine, de cum să iertăm pe cel de lângă noi, și de aici ne vin foarte, foarte multe dezechilibre, care inconștient le trăim în ziua de astăzi. Ca și Gabriela, cu siguranță sunt multe sau mulți dintre telespectatorii noștri despre cei care urmăresc emisiunea Vorbește Liber aici la Suflet Românesc, care ți-au trecut pragul cabinetului tău și îi așteptăm cu comentarii, îi așteptăm cu gândurile lor și cu rezultatele, bineînțeles, să ne povestească, să ne spună cum s-au simțit, cum a fost experiența aceasta pentru ei. Da, foarte mulți clienți îmi
cu lucruri pozitive, că de asta am ajuns și la nivelul care sunt. De mulțumesc și le sunt recunoscătoare. Și datorită lor și vouă, celor de aici, și sunt ceea ce sunt. Și vă mulțumesc pe această cale că îmi dați posibilitatea ca să pot să-mi exprim absolut din darul și harul divin care mi-l lăsat de la bunul Dumnezeu să-l împărtășesc cu voi aici. Dintre toate terapiile tale, care ți-au mai rămas? Ce mai ai de studiat? Unde vrei să ajungi? Ce ne poți aduce din nou pentru ca noi, clienții, să putem să trecem pe la tine, pe la cabinet și să beneficiem de acele terapii? Mulțumesc de întrebare. Aici sunt foarte multe lucruri de spus. O spun în premieră. Da, sunt înscrisă la masterul de la radiestezie și lucrez la clar audiție și la clar viziune. Deci, dragii telespectatori, în urma interviului pe care o să-l vizionați cât de curând și o să-l ascultați, bineînțeles, aici la Suflet Românesc, Ileana ne recomandă să mergem la cabinet și să practicăm ultimele ei terapii, ultimele ei învățăminte, nu? Da, sunt foarte multe. Deja am trecut prima clasă de master. Felicitări! Mulțumesc! Unde am matricea divină de 1000%, unde peste 4 luni de zile o să-mi implementez cea de 5000%, unde beneficiile terapiilor mele o să fie foarte potențate energetic. De asta sunt aici în planul ăsta divin, să transmit ceea ce îmi place, este misiunea mea personală, unde mă regăsesc și o fac cu mare drag pentru cei dragi și pentru toată lumea, clar. Ce frumos! Ileana, există o diferență sau o asemănare între vindecarea minții, a corpului și a sufletului? Toate vin la pachet. Toate terapiile au același, dar fiecare are partea lui de vindecare. De exemplu, la vindecarea reconectivă este vindecarea de minte, corp și suflet în echilibru mental, spiritual, emoțional și fizic, unde echilibrează pe toate planurile vieții, unde ne aduce în echilibru, ceea ce avem mare nevoie, unde ne redăm bucuria de a trăi, unde suntem noi liberi, unde ne eliberează de tot stresul. Și recăpătarea sufletului este una dintre cele mai bune, integrarea. Deci se leagă toate terapiile între ele, se leagă una de alta. Toate sunt benefice, dar fiecare client are dezechilibrul lui și eu am făcut în așa fel. Fiecare client care îmi vine la cabinet, care este la distanță, nu contează, mulțumesc la Dumnezeu că am intuiția la care pot să-mi dau seama din primele cuvinte de ce stau de vorbă, ce are nevoie și normal că îi aplic exact ceea ce el are nevoie, nu ceea ce vreau eu. Mă pliez pe client încât să-l fac să plece din terapie de la mine foarte împlinit, cu rezultate foarte bune și ceea ce își dorește, fiindcă clientul are nevoie de vindecare pe toate planurile. Eu nu pot să-i spun ai nevoie de asta sau de asta, nu. Eu îi aplic exact ceea ce el are nevoie și asta îmi dă putere să merg mai departe, fiindcă rezultatele se și văd. De multe ori ne spunem, m-am blocat. De unde pleacă acest blocaj? De la minte, suflet sau corp? De la minte. Mintea ne blochează. Mintea subconștientă are anumite programe care sunt acolo stocate, de unde este nevoie să le scoatem la lumină și să le scoatem. De asta suntem noi aici, terapeuții, să scoatem la lumină din subconștient absolut tot. Se poate scoate tot, toate din viețile trecute, din viața asta, tot se poate scoate la lumină și automat când tu ești liber în subconștient, ești liber să gândești, nu mai poți să zici că m-am blocat. Da, sunt cazuri în viață care spunem chestia asta, dar asta trece. Dacă ai o intuiție un pic mai bună, trece foarte repede. Ileana, în cele câteva minute înainte de a intra în direct,
Ai purificat, în afară de purificarea sufletului, ai purificat sala unde suntem. Ce înseamnă pentru tine acest lucru și pentru ce este benefic? Dai din casă, nu? Nu-i nimic, așa este, foarte bine. Orice spațiu este nevoie de purificare, fiindcă așa fac și la cabinetul meu și în casa mea. Și spațiu trebuie să fie, este nevoie să fie curățat energetic. Sunt practician Reiki și simbolurile Reiki au o energie extraordinară de mare, încât curăță și face bună comunicarea dintre noi. Deci înseamnă că aici, în sala unde ne aflăm și prietenii care ne sunt alături la acest interviu, sunt purificați, au energii pozitive și atunci când ies în stradă, automat îi transmit ceea ce au primit de la tine, nu? Da. Întotdeauna transmiți ceea ce ești. Dacă ești negativ, negativ ești. Uită-te în jurul tău ce fel de prieteni ai, cu cine te alături, așa sunt și ceilalți. Dacă în jurul tău este un negativist, de multe ori atrage foarte multe negații. Întotdeauna negațiile atrag negații, dar și pozitivul atrage pozitiv. Dar în ziua de asta toată lumea zice, sunt pozitiv, ceea ce nu este corect. Noi zicem din gură, dar în fapt foarte mulți dintre noi nu e așa. Și asta recunoaștem. Este nevoie să fii constructiv. Să fii constructiv cu tine, cu sufletul tău și cu cei din jurul tău. Și atunci, automat, fiind constructiv, îți vine și pozitivitatea unde tu atragi ceea ce ești. Dragi telespectatori, după cum observați, avem alături de noi o altă clientă care i-a călcat pragul terapeutei noastre, Ileana. Bună ziua, Gina, bună și bun ziua. Venit! Mulțumesc! Mulțumesc! După câte am înțeles, tu ai fost una dintre persoanele care, de la începutul practicilor Ilenei, ai stat alături de ea. Mai mult ți-a vorbit ție, adică tot ceea ce învăța la școală, ca să-i spunem așa, îți spunea ție. Da, da, e adevărat. Deci am fost un fel de covai, vreau să spun, pentru Ileana, pentru că tot timpul, adică orice învăța, orice practica, de fapt, știi? Îmi spunea, eu, într-adevăr, atunci, acum 4-5 ani, nu? Cred. Sau mai mult, așa nu mi-aduc aminte, aveam aici o frică. Aveam o frică, nu știu de ce. Și aveam un gol, adică o minge aici în stomac. Într-o zi, Ileana zice, ia, bine, după toate ce învățai la școală, nu? Zice, ia-i să-ți fac eu, zice, te lași. Eram în parc în ziua aia, când ea mi-a propus. Și eu zic, bine, mergeam, știi, făceam terapia mea de mers. Și apoi zice, uite, hai să facem diseară. Vă rog să mă credeți că a fost, nu știu, am stat liniștit acasă, nu știu ce. După ce mi-a făcut terapia asta de curățire energetică, parcă așa se numește, deci vă spun sincer, mi s-a luat toată, mi s-a ridicat. Mingea de aici, da. De atunci eu n-am mai avut probleme. Bine, ce să zic, Ileana, eu văd că ea, deci, practică foarte mult, studiază foarte mult ce este drept. Eu i-am și spus felicitări pentru că poate să facă ceea ce face. Adică este mult de lucru, este foarte mult de lucru. Ceea ce face, rezultatele sunt... Nu, ați văzut că sunt mulți clienți care lucrează, care merg la cabinet, că dacă nu ar fi rezultate, oamenii n-ar căuta-o, nu? Asta cu siguranță. Da. Eu zic că, adică fiecare om poate să priceapă exact numai pe corpul lui și pe starea lui. Pentru că e adevărat, ce a spus înainte Ileana, Toți avem o pasăre. Dacă știm să o trecem, e bine. Dacă nu, ia, uite, trebuie să fim ajutați. Și tu ai primit acest ajutor din partea Ilenei. Eu da. Și mulțumesc că eu vă spun sincer, de atunci mi s-a ridicat, aveam o frică tot timpul. Tot timpul aveam o frică. Deci, dragi telespectatori, am avut alături de noi, aici, la Vorbește Liber, la Suflet Românesc, pe Gina,
una dintre clientele terapeutei noastre, căreia îi mulțumim. Dragii noștri telespectatori, numai aici, la Suflet Românesc, putem să vorbim și puteți să vorbiți liber. La începutul emisiunii am avut-o alături de noi pe Gabriela, una dintre beneficiarile terapiilor Ilenei noastre, invitatei noastre, terapeutei noastre din această zi, ne-a vorbit despre vindecare. Ceva mai înainte am avut-o pe Gina, care ne-a vorbit despre curățarea energetică. De această dată o avem alături de noi pe Mariana. Bun venit, Mariana, care ne va vorbi despre detox, despre curățare, despre terapiile pe care ea le-a beneficiat. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Eu pot să spun că nu mă așteptam să am rezultate în momentul în care eu am intrat în cabinet la Ileana. Ileana a început să-mi vorbească cu atâta convingere că eu pot să reușesc să mă simt mai bine după o zi, o două, o, în restul vieții. Așa că am vorbit cu Ileana să-mi spună despre ce este vorba și am început să fac terapia. Pe moment nu am crezut, dar pe parcurs mi-am dat seama că într-adevăr este o curățare a corpului nostru ce nici medicii cred că nu ne-o spune ca să nu știm. Cu siguranță avem toți nevoie de așa ceva, pentru că în momentul în care eu am parcurs prin acest aparat, ce mă uimeam singură de tot ce vedeam, am rămas impresionată și cu multă, multă fericire în restul vieții mele, pentru că simțeam că picioarele mele sunt așa de ușoare încât nu pot să spun că o femeie la 63 de ani trebuie să meargă un pic mai încet, dar eu simțeam că am picioarele că pot să zbor. Așa că m-am simțit foarte bine, nu numai cu picioarele, m-am simțit bine în interiorul sufletului, pentru că acest aparat mi-a scos toxinele din organism, care toxinele astea pentru mine a fost o bătaie de cap în toată viața mea. Și cred că va mai fi, da. În momentul ce mai trec prin aparatul ăsta, cred că o să-mi revin definitiv. Cu siguranță, și atunci vei merge mult mai repede, mult mai bine. Nu spunem vei zbura. Nu spunem că voi zbura, dar în suflet, da, sufletul meu va zbura, pentru că eu simt din suflet că totul merge în momentul în care vrei, se poate. Așa că după aceea am făcut altă fizioterapie pentru curățarea organismului de tot ce e negativ în corp. Am ajuns la concluzia că cel mai important este în momentul de față să ne iubim pe noi înșiun primul. Prima dată este iubirea noastră, iubirea sufletului nostru, că de eu mă iubesc pe mine, pot să iubesc pe altul. Dar în moment ce noi nu ne iubim pe noi, pe altul n-am cum să-l iubesc. Cu siguranță, ce frumos spus. Dragii noștri telespectatori, mulțumim din nou, Mariana, mulțumim pentru intervenția ta, Mariana, care ne-a vorbit despre detox, despre curățarea sufletului, despre ceea ce i-a beneficiat în cabinetul terapeutei noastre, Ileana. De această dată o avem alături de noi pe Emilia, care și ea a beneficiat de terapiile Ilenei. Bună ziua, Emilia, și bun venit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că pot să fiu și eu o mărturie vie asupra, să vorbesc despre terapiile Ilenei. Într-adevăr, am făcut câteva terapii foarte, foarte bune, foarte active pentru mine, pentru sufletul meu. A fost deparazitarea energetică, care s-a referit la blocajele minții, la blocajele interioare pentru care eu nu puteam să mă exprim, nu puteam să actuez ca și solistă de muzică populară în adevărata mea putere. Deci aveam o reținere tot timpul și o teamă că nu pot merge mai departe, că sunt blocată până în anumit nivel. După aceste terapii, am observat că am început să prind mai mult curaj, mai multă
o încredere în mine și, și puterea de a, de a face totul așa cum ar trebui să fie. Am făcut terapiile de detoxifiere corporală. Printre acestea, deci am avut niște pete pe mâini câțiva ani de zile. După aceste terapii de detox, petele au scăzut în accentuare, deci nu mai sunt atât de accentuate, s-au decolorat practic. După 10 terapii de, de detox, am început chiar și să pierd kilograme. Nu au fost în ziua următoare, dar cu timpul s-a cunoscut și am ajuns la vreo 8 sau 9 kg scăzute după detox. Deci, terapiile pe care, de care tu ai beneficiat au avut un efect benefic asupra foarte ta. Foarte benefic, foarte benefic, da. Și ai recomanda ascultătorilor noștri? Aș recomanda tuturor să care cred că nu se poate să încerce și vor vedea cu ochii lor că așa este. Eu cunosc pe Ilena de 5 ani, 6 ani, cred că, da. Și mereu a insistat, vino, te rog frumos, vino și ai să vezi, vino și să încercăm, vino și ai să vezi cum o să fie. Am amânat că am zis că nu o să fie mare lucru, dar într-adevăr că s-a cunoscut foarte mult. Într-un cuvânt, Ileana este un benefic pentru noi toți, pentru noi toți cei care avem acest blocaj de care ne vorbeai tu, acea frică, exact. Acea teamă, da. De, de exprimare, da. Într-un cuvânt. Da, exact. Deci a fost un ajutor excepțional. Mulțumim, Emilia, mulțumim pentru intervenția ta și, bineînțeles... Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc Ilenii pentru tot ce a făcut pentru mine. Cum arată. Dragii noștri telespectatori, Gabriela ne-a vorbit despre vindecare, Gina curățarea energetică, Mariana detoxul, Emilia deparazitarea energetică, draga noastră Ileana, ce ne poți spune despre detoxul, aparatul acesta detox, în ce constă, ce beneficii are, cu ce ne ajută? Am făcut în așa fel, întotdeauna să vin în întâmpinarea clienților mei cu noutăți și cu ceva inovator și bun, benefic, optim pentru ei. Și am achiziționat un aparat foarte bun, omologat, repet, omologat, unde pot să elimin absolut toate metalele grele din corp și detoxifică detoxul intern. De la ficat, lămân, absolut tot ceea ce există, organ. Aici vreau să menționez foarte clar și nu am venit să dau nimeni, am venit să vorbesc liber și foarte sincer, detoxul, acest detox este unul dintre cele mai bune beneficii optime pentru noi. De ce? Fiindcă sunt foarte multe firme pe piață unde îți recomandă diferite produse pentru detox. Da, e foarte adevărat, toate sunt foarte bune, toate au ordinea lor, toate sunt omologate, nu am nimic de zis, dar acest aparat care extrage prin simpla punerea picioarelor într-un lighean cu apă și elimin, văzând cu ochii, toate detoxurile, toate rezidurile din corp, te face mult mai ușor. Dar, menționez, nu ai voie să faci mai mult de 2 pe săptămână și mai mult de 12 pe an. Deci are și beneficii și dezbeneficii. Da, nu putem forța organismul la niște substanțe care noi le eliminăm, fiindcă elimin foarte mult și este nevoie să fim foarte echilibrat și foarte conștienți că sănătatea nu o recăpătăm așa în fiecare zi și să fim foarte corecți, în primul rând, cu noi. Dragii noștri telespectatori, aici la Suflet Românesc am vorbit liber. Și am vorbit liber alături de terapeuta noastră, Ileana, de invitații care ne-au onorat cu prezența la această frumoasă emisie. Acum, la finalul interviului nostru, Ileana, ce ne recomanzi și ce nu ne recomanzi în ceea ce privește detoxifierea, curățarea energetică, pentru că am înțeles bine, curățarea energetică înseamnă acel punct de optimism.
Da. Aici vine vorba de încredere. Încrederea care o ai în tine, iubirea de sine. Aici cuprinde foarte multe lucruri care sunt foarte optime, benefice și necesare pentru noi. De asta suntem aici să punem în practică absolut tot ceea ce este nevoie. Și atunci, încrederea în tine, ce este încrederea? Este încrederea în tine, în Dumnezeul din tine, în sinele tău. Dacă tu te iubești pe tine cu adevărat, atunci cauți cea mai bună și optimă cale pe care tu să te vindeci sufletul, să îți vindeci absolut tot ceea ce ai nevoie. Fiindcă, din păcate, mă bucur că din ce în ce mai mulți români vin spre mine, ceea ce îmi pare rău să spun, până acum românii au fost foarte sceptici la terapii alternative. De ce? Nu am fost educați în bunul sens al cuvântului și rezultatele sunt foarte bune, dar nu au încredere în ei ca să vină spre terapia alternativă, ceea ce la ora actuală este una dintre cele mai înalte terapii. Un terapeut, nici eu și nici alții, nu avem dreptul ca să oprim un tratament medical prescris de un medic. Nu avem dreptul să spunem alte lucruri despre un diagnostic prezis de un medic. Ceea ce este terapia alternativă este altceva. Este corpul, mintea și sufletul tău. Energiile care te echilibrează. Și aici vin foarte multe la pachet din tot ce am spus și din tot ceea ce am vorbit. Fiindcă fiecare dintre noi avem nevoile noastre, avem lipsurile noastre și atunci, prin terapia alternativă, te regăsești. Dar totodată vreau să menționez, fiindcă practicând una dintre terapiile, te scoate din zona de confort. Și aici, scoțându-te din zona ta și din ambientul tău, mulți le teamă de ei înșiși, nu știu ce există dincolo de poartă și atunci au o reținere cu ei. Le este teamă să încerce, cel puțin. Da, da. Fiindcă te scoate de multe ori din zona de confort, mai ales o deparazitare energetică, te scoate din zona de confort, unde simți că nu mai ești tu cu tine, dar tu poți să fii mult mai bine decât ești. Și aici sunt cam sceptici. Dar, în schimb, tu știi foarte bine și știu toți, fiindcă eu la cabinet am toate națiile, unde ei sunt foarte deschiși la terapie alternative și sunt căutată. Și din ce în ce, acum în ultimul timp, românii se trezesc, sunt treji. Asta e de bine. Ileana, nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru intervenția ta, pentru aceste frumoase cuvinte și benefice nouă, de mare ajutor și nu numai nouă, cred că mulți dintre ascultătorii noștri ți-au călcat pragul și au avut totodată rezultate destul de bune. Îți mulțumim că ne-ai fost alături azi aici la Suflet Românesc, de altfel mulțumim și televiziunii Suflet Românesc pentru această posibilitate, pentru acest interviu, pentru că nu numai noi, cei care am practicat terapiile terapeutei noastre, să vă invităm și pe voi, cei care vizionați acest interviu, să veniți și să vă eliberați de ceea ce este rău și ceea ce bineînțeles, gândurile rele, curățarea sufletului, detoxul și multe, multe alte terapii pe care Ileana le practică. Și acum, după ce vei termina și următorul tău master, sper că o să vii cu ceva bun pe piață, nu? Da, o să vii cu ceva clar și concret, fiindcă întotdeauna în terapie nu te poți opri niciodată. Mulți dintre prietenele mele și multe îmi spun, oprește-te, ceea ce nu pot. Ceea ce nu pot să mă opresc, de ce? Fiindcă asta este o evoluție continuă, unde simți că poți mai mult și duci mai mult. Nu este niciodată destul. Întotdeauna simt mai este loc de mai bine. Mai este loc de mai bine. Și de mai mult. Și de mai mult. Și întotdeauna fac în așa fel ca să am fiecare, pentru fiecare client în parte, acea
terapie care fiecare are nevoie să fie împlinit, să fie mulțumit, să simtă iubirea adevărată și să simtă bucuria de a trăi. Mulțumim încă o dată, Ileana, mulțumim Suflet Românesc. De la Torrejón de Ardoz, Madrid, Liliana Sandu vă mulțumește încă o dată.